Vreme de toamnă la începutul verii, ploi abundente, grindină și vânt puternic, cu asta ne-a întâmpinat anul acesta 1 iunie. Nu doar în Mehedinți, ci în toată țara se anunță o vreme cu temperaturi mult mai scăzute pentru această perioadă a anului. Primăvara se încheie cu ploi și temperaturi mult mai scăzute decât cele normale în această perioadă anului. Tot județul Mehedin se află sub o informare de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Se anunță că aceleași fenomene vor fi și în primele zile ale verii calendaristice. Mini-vacanța de 1 iunie, dar și toată prima săptămână de vară a venit cu o vreme cu totul neprietenoasă. Dacă instabilitatea și-a făcut de cap în luna mai, meteorologii dau asigurări că nu vom scăpa de ploi până la sfârșitul săptămânii.